2-1, un meci destul de decisiv, mai sunt 5 jocuri. Chiar discutați și acum cu băieții în cabină. Știm că cu fiecare meci care trece și punctezi, misiunea devine din ce în ce mai grea. Este greu. Este greu pentru că spunem că pe cea greu am avut în mână. Prima repriză nu mi-aduc aminte să fie avut o ocazie și nici în afară de cele două goluri. Ceaglău n-au avut ocazii. Așa și vedusem linia partidei să-i dăm puțin perezătoare, cum se spune, și să-i... Știam că vin după un meci greu cu CFR-ul acasă și știam că după 60-70 de minute trebuie să cadă fizic. S-a și văzut că am făcut power play la sfârșit. Însă trebuie să recunoaștem că mijloacele noastre sunt rudimentare în ceea ce privește golurile. Arată situația clasamentului. Da, încă o dată, dorim să rămânem pe play, dar cred că nu este, adică trebuie să rămânem pe play una la mână, a doua la mână, trebuie să spunem lucrurilor pe nume cum sunt. N-am văzut situațiile de la 11 metri. Cu două minute înainte, situație identică. Și tocmai jucătorul Bar, care a fost, după ce a penalizat cu lovitură de la 11 metri, a spus că la fel i-a dat mâna jucătorului care se afla în sit, un metru în care o depedeam sau la lucea răului. Două minute mai târziu i-a șters mâna la Sergiu și cu foarte mare aplomb a arătat repede punctul de la 11 metri. Ceea ce este frustrant este că în unele meciuri simți de la început și cred jucătorii, deci avem jucători de caracter, când un arbitru îți spune, băi, nesimțitule, nu te mai arunca pe jos, mă îndoiesc că nu are unele substraturi. Acestea sunt lucrurile. Nu doresc să dau vina pe arbitru, dar cu mare ușurință s-a dat 11 metri, s-a stricat din nou echilibrul jocului. Noi la Chiajna am avut 11 metri la 1-0. Nu l-am primit. Asta este. Mergem mai departe. Suntem probabil prea mici, dar nu ne predăm. Sunteți supărat pentru greșelile individuale? La golul 2 a fost vorba și de greșelile individuale. Bineînțeles. Bineînțeles că știm și tot dumneavoastră aici în această conferință de presă m-ați întrebat că cu 2 etapă de ce a apărat Miron. Acum probabil m-a întrebat de ce n-a apărat Denalache. Știm, ne știm limitele încă o dată. Deci noi știm care sunt aturile noastre, dar încă o dată, exact cum am spus-o și după jocul cu Petrolul, nu dorim să personalizăm greșelile pentru că asta este lotul pe care îl avem noi la dispoziție. Am acceptat să lucrăm cu el. Ori acum să pasăm responsabilitatea de la stafful tehnic spre jucători ar fi prea ieftin din partea noastră. Responsabilitatea este noastră, ne asumăm această responsabilitate pentru că am acceptat să această misiune. Considerați că sunt făcute jocurile, cărțile, aproape cam procentaj în ceea ce privește? Trebuie să recunoaștem că șansele noastre au scăzut sub 50%, având în vedere programul pe care îl avem în continuare. Dar sperăm într-o minune. Mergem la Brașov, este un meci din nou care de care, la care dorim să nu fie din nou stricat echilibrul jocului. Și vorbeam și cu Alex, chiar ieri, când făceam analiza tactică aici a jocului. Ne-am săturat de metodele comuniste. După jocul de la Ceahlău contra CFR-ului, a ieșit domnul, cum îl cheamă, președintele Ceahlăului, domnul Penalti, și a început să pună presiune pe arbitri. Și astea sunt metode comuniste și chiar ne-am așteptat la o chestie ostilă, dar asta este, încă o dată. Am pierdut, o să spun. Deci dacă, personal, dacă n-aș avea certitudinea că jucătorul nu mă minte și am certitudinea că jucătorii nu ne mint și am avut două, trei jocuri în care arbitrii au fost atât de ostili pe teren, deci arbitrii trebuie să fie neutral. El nu poate să-și permită să-i spună unui jucător mai țărănușul sau mai nesimțitule, cum a fost cazul la noi pe teren. Este imposibil. Așa ceva sunt lucruri care sunt reprobabile. Și atunci îmi dau de gândit aceste lucruri. Care este atmosfera acum în vestiară? Este tristă, dar Alex a rămas cu ei. Acum încercăm să le ridicăm moralul. Bineînțeles că este o plângere dureroasă.
Încă o dată. Avem datoria pentru Sibiu și pentru oamenii acestea minunați care în fiecare moment ne-au încurajat. Chiar ieri suporterii au venit numai destul de mare la antrenament și ne-au dorit toate cele bune. Ne-au spus lucruri pe care ne-au adus în lacrimi, pentru că și acest suporter simt că fără sprijin nu poți să mergi mai departe. Sunt multe situații în care ne-am simțit ca o barcă aruncată în mare și acum vedeți cum ajungeți voi la mare. Și ne-au prins destule furtuni, dar asta este. Încercăm să vorbim în metaforă și lumea înțelege ce dorim să spunem. Ați vorbit de metodele astea comuniste de a reacționa în fotbal. Credeți că au avut eficiență reacțiile domnului Pinalti? Metodele comuniste de care spuneți? Rezultatul s-a văzut astăzi. Deci o echipă care nu trece centrul terenului 80 de minute și la prima acțiune îi se dă 11 metri și încă o dată. Nu contest, doresc să văd relorile, dar ușurința cu care s-a dat, dacă stau și mă uit la o finală de Champions League, unde este vorba despre milioane de euro în joc, și au fost situații de penalti și arbitru spune, nu poți să trec echilibru în joc un penalti ieftin. La noi nu contează, la noi se calcă pe cadavre. Asta este adevărul.